total, număr total ele, două puncte, 280. Hai să vedem cât este la matematică. Păi facem 240. Da, 280. 280. Da, 280 ori 7 pe 10. Deci matematică înseamnă 280 ori 7 pe 10 și egal cu, printr-un 10 se simplifică. Ori 7, 7 ori 8, 56, 7 ori 2, 14, cu 5, 19. 196 elevi, matematică. La ce e informație, da. Facem 280 ori 9 pe 20. Ori 9 pe 20. Și unde da. Rămâne 28 ori 9 supra 2. Dar și prin 2 cu 28 mai merge. A, da. Și o dată, 4. 14 ori 9. Da. Și egal cu 14 ori 9 și egal mai departe cu? 4 ori 9. 36, 63, 4 ori 9 ori 9 și cu 3. 12. Deci 4 9 3 6, 4 9 ori 9 cu 3 12. 126 sunt la informatică. Și acum care sunt numai la matematică și care sunt numai la informatică? Acum le adunăm pe cele două, matematică și informatică și după scădem 42. Deci le adunăm, îi adunăm pe cei 196 plus 126 și 322 sunt unde? La ambele. Adică, nu. Și la hai să vedem, ne punem mâine la treabă, trebuie să reușim. Eu am cerut că sunt numai la matematică. Păi numai la matematică sunt 196. Nu? Sunt și cu 42. Atunci facem 196 minus 42. Asta facem. Deci 196 da? Deci numai matematică. Adică numai matematică înseamnă 196 minus cât? 42. Minus 42 și înseamnă 154. Numai matematică, da? 154 numai la matematică. Și acum ca să vedem care sunt numai la informatică. Facem 126 minus 42. Numai informatică, 196 minus 42. 126. Nu, sunt? 126 minus 42. 126, da. 26 minus 42 înseamnă cât? 4. 12 fără 4, 6. 8, 8, da, da? 84 sunt numai la informatică. Vezi? Numai la matematică sunt 154, numai la informatică sunt 84, iar la ambele sunt 42. Și ca să vedem toți elevii școlii, da, înseamnă da. Matematică, numai matematică, numai informatică și pe cei la ambele. Și cât trebuie să ne dea în final? Trebuie să ne dea 280. Da. Ia să vedem. Am emoții mari acum. Acum facem. Deci, 154 da. Plus 84 plus 42 egal cu
Să vedem slide-ul, da? 4 și 4, 8 și cu 2, 10, 0 și 1. E bine până acum. Da? 5 cu 4, 9 și cu 1, 10 și cu 9 și cu 8. 18. 1 și cu 1? 2. 1 și cu 1, 2. 280. 280 trebuia să fie. Uite câte bucurie ne încearcă când problema am reușit să o ducem la bun sfârșit. Vezi tu, cred că pentru toți prietenii noștri este important să le transmitem asta. Deci trebuie o atitudine pozitivă în fața problemei. Deci de la bun început trebuie să spui sigur o fac, dar o fac. De când te îndrepți spre problemă, din clipa în care îți propui să faci problema aceea, trebuie să crezi înainte de a o citi. De foarte multe ori copiii, datorită neîncrederii pe care și-au instalat-o de-a lungul timpului, și de cele mai multe ori se întâmplă asta încă din clasele 1, 2, 3, acolo, când tot în comparație cu ceilalți copii, ai sentimentul că tu nu poți. Și de aceea învățătorii au marea calitate aceea de a sădi în sufletul copilului de la început gândul acesta de a domina problema. De a spune, sigur o fac. Și de acolo începe, citim problema. O dată, de două ori, de șapte ori, din nouă ori, până când o înțelegem. Vine actul reflex din urmă, că pe la voi la școală, când vedeați o problemă și se dădea o problemă, vedeai două numere, ce faci acolo? Le aduni, discați, le mulțești. Dar nu înțelegi, nu vrei să... Nu vrei. Nu avea nimeni răbdare să se explice de ce le adunăm și de ce le scădem altfel. Că altfel rămâne doar așa o întâmplare. Am văzut la clasa 4, mă stăteam de vorbă zile trecute cu copii, care reacționau pur și simplu așa. Păi zice, hai să propun eu o chestie. Hai să le ardumăm. Altceva, nu, eu de zic să le scădeam. Dar spuneam la plesneală. Da. Deci fără să fie rodul unei gândiri. Iată, concret, aici după ce problema am citit o dată, două ori, șapte ori, de câte ori, până când am înțeles, o șansă așa. Păi să zică, din total, 70%. Din total. Nu știu cât e total. X. Ce înseamnă 70%? 7 pe 100 înseamnă 70 pe 100, 7 pe 10. 45 din total 100, ce înseamnă 9 pe 20. Și urmează momentul foarte fin al problemei. Că 42 sunt și colo și colo. Dacă sunt și colo și colo, vrând tu, și ai început să porni foarte bine pe problema, vrând să spui numărul total al copiilor, ar însemna cei de la matematică, adunați cu cei de la informatică, minus cei neapărat, de două ori. Minus grupul care e numărat de două ori, ca să rămână o singură dată numărat. Da. Ori la matematică, ori la informatică, nu și colo și colo, că atunci e de dublu. Nu se justifica să luăm și colo și colo. Aici va fi momentul cheie al problemei. Că scădem pe 42 aici. Și acum intrăm în calculul algebric. Nu degeaba s-au făcut fracții. Vezi tu, Ștefania? Deci când facem calcul cu fracții și toate chestiile, nu sunt niște operații care le-am făcut și le uităm. Iată, concret, în probleme avem nevoie. Aici trebuie să aducem la aceeași numitor, e adunare de fracții. Pentru că am ajuns, două fracții sunt egale. Când, având aceeași numitor, iată, asta era x pe 1. Trebuie să fie cu 20 amplificată ca să fie și numărătorul și numitorul 20 ca să am redus la numitori. Două fracții care au același numitor, numărătorul trebuie să fie egal. Și continuăm pe urmă operația de acolo. Deci foarte, foarte important să avem aceste lucruri bine puse la punct. Numai atunci avem șanse. Altfel, de fiecare dată intrăm în panică. Și s-a pierdut bătălia cu problema. N-ai nicio șansă. Cum? Dacă tu nu crezi în tine, cine să ți-o facă? Tu trebuie să o faci. Ei pus acolo, e problema ta. Și de acolo începe bătălia. Nu neapărat îți iese din prima dată. Să zicem că aici nu-ți venea în minte să scazi 42. Ziceai, ăștia și cu ăștia,
egal cu X. Da, seara, mai oare, oare am fructificat eu? Ce-i cu 42 ăla? De ce 42 ăla spune că și colo și colo? Te duceai la răspuns? Se zidea la răspuns că e vorba de un număr. Ia să vedem câte ceasul. E 18.52. Așa, mai avem un pic, 7-8 minute. Mă gândeam că stau afară, dar nu sunt, sunt curaj, nu sunt așa necurajos și stea pe afară, știi? Intră, fără discuții. Vă zic că nu se dea răspunsul 280. Că graba mare este să te uiți la răspuns. Dar aveai un semn de întrebare. În sufletul tău ceva nu era clar. Când n-ai operat deloc cu 42, că 42 nu l-ai folosit în raționamentul tău. De ce mi-a fi dat el? Totuși mă duc, mă uit la răspuns. Aproape sigur că răspunsul nu este incorrect. Că știi cât ne-ar fi dat 9? Ne-ar fi dat 300 și nu știu cât acolo. Știi când am adunat 322. 196, 122, 322. Tocmai pentru că cei 42 erau adunați de două ori. Și în loc să-ți dea 280, erau 322. Că dacă din 322 scădem pe 42 acum, să vezi tot că face exact 280. 4 din 12, 8, 280. Da, asta am vrut să mă fie da? Atunci. Da? Da? Deci, scăzut acela. Așa da, în condițiile în care vezi că răspunsul e incorrect, 322 față 280, ceva nu-i clar. A spus eu, aveai să-ți zici singură, a spus eu că nu-i corect. Mă gândeam că nu-i corect câtă vreme n-am scăzut, n-am luat pe 42 numărul ăla, nu l-am luat în considerare. Dar unde să-l prind? Și atunci, insistând și insistând, apare momentul. Mă, stai că și colo, și colo. Adică 42 am numărat și la matematică, și la informatică. Ăsta e motivul pentru care trebuie să-i scadă odată. Da. Și atunci de două generații. Și X-ul ăla nu mai este X-ul așa cum trebuie, ci minus 42 și te duce la rezultat. Și satisfacția este imensă. Imensă. Ce am făcut noi acum este, dacă vrei, Ștefania, strategia pe care trebuie să o aibă un elev când se apucă de lucruri, da? Hai să facem și această sinteză a orei. Da? Sinteza orei. Știi cel mai important ce este din sinteza orei? Strategia pentru rezolvarea problemei de unei probleme. Chiar așa zice. Sinteza orei. Care are cel mai important. Strategia pe care o avem. Amen. Pentru rezolvarea unei probleme. Strategia pe care o avem rezolvarea unei probleme. Și anume, 1. Spune tu. Criterii de ziua. Nu ziua, imediat. Păi, criterii de diviziune. Nu. Strategia la problemă. Să avem încredere. Perfect. Încrederea în reușită. Deci încrederea în reușită. Da, încrederea în reușita. Reușita. În sensul că crezi în șansa ta. Da? Crezi în șansa ta. 2. Să citim problema. Perfect. Citim problema de mai multe ori. 3. Toate informațiile date în problemă trebuie folosite. Da. Să nu existe o chestiune dată și să nu fie folosită.
în elaborarea raționamentului, trebuie să ținem cont de toate datele problemei. Datele problemei. Deci, în elaborare se... Și sigur, pentru ce am făcut noi, așa să zicem, patru fracții, operații cu fracții, nu? Da. Criterii de divizibilitate am avut aici, da? Da, mai mult. Da, toate lucrurile am. Criterii de divizibilitate. Aici, cel mai mic multiplu comun, nu? Cel mai mic multiplu comun. Și cam asta au fost lucrurile importante. Deci, Ștefania, am elaborat o strategie de pe care o să o aplicăm de acum la toate problemele, indiferent care va fi natura problemei respective. La revedere, dragilor, pe curând! La revedere! La revedere!